Am citit acest cuvânt al lui Dumnezeu și am ales să citesc întregul capitol pentru că este un cuvânt deosebit. Pentru că suntem în această zi și pentru că am avut binecuvântarea aceasta de copii. Pentru că este important ca și familie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu și să-l magazinăm și apoi în fiecare zi în viața noastră, în familiile noastre, să se vadă că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, nu este doar o literă, ceva pe care o citim pentru că este normal și este bine, care îmbunătățește poate vocabularul nostru sau cunoștințele noastre generale care ar trebui să le avem, ci El este viu și lucrător și lucrează în viața noastră, în ființa noastră, în casa noastră. Vă spun lucrul acesta pentru că în dimineața aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă câteva gânduri care au de-a face cu responsabilitățile părinților. Să vină un copil într-o casă, indiferent de împrejurările în care vin, indiferent de condițiile care sunt, că este pace, că este război, că este bunăstare sau că sunt lipsuri, că este boală sau că este partea aceasta de sănătate trupească, că este casa mai mică sau casa mai mare, ascultați-mă, este o bucurie și o binecuvântare. Este o bucurie să vină o ființă nouă în lumea aceasta și ne bucură în sine evenimentul, mai ales când poate este așteptat de multă vreme sau dacă mai mult, poate a fost o perioadă în care n-a putut să fie acest lucru într-o familie. Viața e frumoasă, dacă este bunăstare, dacă este sănătate, dacă, nu știu, este împlinire, e frumoasă, dar ascultați-mă, în orice familie sănătoasă, normală, la un moment dat se ridică această problemă, auzi? E frumos în doi, dar trebuie ceva mai mult. Ne zbatem în lumea aceasta, trăim în lumea aceasta, dar până la urmă, noi oricum plecăm, după noi ce rămâne? Auzi, nu-i rău, nu ne plictisim unul de altul, nu ne-am săturat unul de altul, să spunem și ceva, vrem să ne spărțim că nu ne mai place. Ne iubim în continuare, dar mai trebuie ceva. Parcă lipsește ceva din casa noastră. Și este partea aceasta de bucurie, numai să știi că vine un copil. Ascultați-mă, dar să vină Dumnezeu și să-ți vorbească că vrea să facă ceva deosebit din copilul acela. Dar să vină Dumnezeu și să te anunțe dinainte, știi, copilul care se va naște va fi unul care mă va sluji pe mine. Va fi unul care va proslăvi numele meu, va fi unul de care mă voi folosi, va fi unul care, un har deosebit, să vină Dumnezeu și spună, pe ăsta o să-l folosesc ca să salveze poporul meu, să izbăvească poporul meu. Și când auzim astfel de promisiuni din partea lui Dumnezeu, nu se poate întâmpla altceva decât să salte inima de bucurie și să spui, uite ce va veni în casa noastră, în familia noastră. În căminul nostru se va naște cineva de care Dumnezeu se va folosi într-un mod deosebit. Dar întrebarea care mi-am pus-o și care vă pun și dumneavoastră, eu ca și părinte, am vreo responsabilitate sau totul cade în seama lui Dumnezeu? Spunea fratele Filo aici la timpul de rugăciune că Dumnezeu a făcut niște promisiuni deosebite pentru noi ca și biserică, dar noi avem vreo responsabilitate sau totul este în seama lui Dumnezeu? Și din când în când putem să-L tragem la răspundere și să-L întrebăm, Doamne, dar de ce n-ai făcut? Doamne, dar cât să mai așteptăm? Doamne, dar de ce nu ai lucrat? Doamne, dar de ce întârzii? Sau, Doamne, măcar dă-ne un timp, spune-mă, mai așteptați o săptămână, o zi, un an, 10, 100? Întotdeauna suntem tentați să ne uităm la partea aceasta frumoasă. Să vină Dumnezeu și să-ți spună ce va fi în casa ta, ce va fi cu viitorul tău. Să vină Dumnezeu și să-ți enumere binecuvântările care vrea să le lase în casa ta.
Sunt lucruri așa de frumoase și ne place să le luăm și să le punem în inimă, să le punem în minte, să ni le aducem mereu aminte. O, Doamne, Tu ai promis că o să faci. Tu ai promis că o să-mi dai sănătate, Tu ai promis că o să-mi dai bani, Tu ai promis că o să-mi dai loc de muncă, Tu ai promis că o să-mi dai o casă, Tu ai promis că o să-mi dai o mașină, Tu ai promis că o să faci. Dar oare acestea sunt promisiuni pe care le face Dumnezeu condiționat sau necondiționat? Pentru că dacă sunt condiționate, alături de partea cea frumoasă care ne place să o luăm și să o punem în viața noastră, în inima noastră, trebuie să ne aducem mereu și mereu aminte condițiile pe care trebuie să le împlinim. Condiții care devin responsabilitatea noastră ca și părinți. Și m-am uitat în textul acesta și am găsit trei lucruri la care aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta și să le punem în inima noastră, să le punem în mintea noastră și apoi să căutăm să le împlinim în fiecare zi, să ne adâncim în ele. Primul dintre ele este și este o mare responsabilitate care trebuie să fie în seama copiilor, în seama părinților. Ascultați ce frumos vorbește Manoah și mi-a plăcut așa de mult modul în care pune el problema. Versetul 8 spune așa: Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, Te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Versetul 12. Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil? Și ce va fi de făcut? Manoah a înțeles că există o responsabilitate care este pusă în seama părinților. Manoah a înțeles că Dumnezeu are anumite pretenții din partea lor ca și părinți. Și primul lucru care l-am văzut că este deosebit de important este să știm și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum El îl vrea, așa cum El l-a intenționat în viața noastră. Ascultați ce frumos vorbește cuvântul lui Dumnezeu, versetul 23. Nevasta sa a răspuns, citim și versetul 22, ceea ce spune Manoah. Spune: vom muri căci am văzut pe Dumnezeu. Nevasta sa a răspuns: dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare? Nu ne-ar fi arătat toate aceste lucruri și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri? A fost cuvântul lui Dumnezeu care trebuia să producă în ei, în casa lor, în familia lor, cum spuneam și altădată, în tot ceea ce înseamnă partea aceasta a poporului evreu, și lucrurile acestea sunt și în vremurile noastre. Erau considerați ca și familie sau ca și familii oamenii care nu puteau să procreeze. Erau considerați ca și niște oameni blestemați. Să trăiești în lumea aceasta și să nu rămână nimic după tine. Și ei se vedeau ca niște oameni blestemați. Și era o cară în Israel. De aceea aduceți-vă aminte când vorbește Dumnezeu și binecuvintează pe poporul Israel și împarte poporul în două și spune: unul stați pe munte, o jumătate pe cealaltă parte, rostiți binecuvântările și blestemele. Printre binecuvântările care erau rostite acolo, era partea aceasta ca Dumnezeu să se atingă de tot ceea ce înseamnă familia, de bărbat, de femeie, și spunea: nu va fi în mijlocul tău nicio femeie stearpă care să nu poată să nască, care să nu poată avea copii. Și familia aceasta era în această postură și vine Dumnezeu cu o veste bună. O veste frumoasă, o veste care trebuia să producă speranță, care trebuia să producă bucurie. Și m-am gândit, cum s-ar fi transformat sau în ce s-ar fi transformat această veste dacă soția lui Manoah n-ar fi adus cuvântul lui Dumnezeu așa cum a fost rostit de Dumnezeu? Dacă soția lui Manoah, care n-are nume, e trecut aici în Scriptură fără nume, nu-i dă Dumnezeu numele, nu că nu avea un nume. Și pentru că vrea Dumnezeu să rămână așa într-un anonimat care să fie valabil pentru fiecare dintre noi. Că dacă ar fi avut un nume, ai fi putut să spui tu ca și soț sau tu ca și soție: auzi, eu nu sunt. Nu? Vorbești în istorie de un Solomon, ăsta a avut un nume și urmașul lui a fost cineva deosebit. Dar e fără nume pentru că te poți pune dumneata acolo și mă pot pune eu. Și pentru că femeia aceasta a înțeles cuvântul lui Dumnezeu și a înțeles ce a vrut Dumnezeu să transmită. În ce s-ar fi transformat bucuria care trebuia să fie în casa lor? Dacă ar fi zis și ea către Manoah: ai dreptate, e vai de noi că Dumnezeu ne omoară acum, că l-am văzut. În ce s-ar fi transformat? Într-o jale?
Probabil că s-ar fi, nu știu, prosternut amândoi înaintea lui Dumnezeu, Doamne, iartă-ne, Doamne, ai milă de noi. Dar ascultați ce frumos vorbește și spune așa. Dumnezeu știe ce-a făcut? A primit din mâna noastră închinarea pe care am adus-o. A primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare. Auzi, Dumnezeu a venit și ne-a arătat cine este El și modul în care lucrează El. Ne-a arătat cu cine am avut de-a face astăzi. În timp ce noi am adus jertfa, în timp ce noi am pus acolo iedul, în timp ce am făcut focul și în timp ce ardea jertfa asta, și ce s-a întâmplat cu omul acesta, care am crezut că e o ființă umană? S-a ridicat în mijlocul flăcării și auzi, dacă ar fi vrut Dumnezeu să ne omoare, nu ne-ar fi arătat lucrul ăsta. Și spune așa, nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Care lucruri? Lucruri ce privește viitorul lor. Păi, cu alte cuvinte, spune soția, măi, Manoah, dacă Dumnezeu ar fi vrut să ne omoare, mai vorbea El că trebuie să rămân însărcinată, mai vorbea El că trebuie să avem grijă în perioada aceasta ca să se nască cineva și să poată să fie folosit de Dumnezeu? Frații mei, ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, pentru casele noastre, pentru familiile noastre? Cum îl interpretăm? Cum îl aplicăm în viața noastră? După cum vrea Dumnezeu sau după cum ne place nouă? Pentru că s-ar putea ca o veste de bucurie, de speranță, de nădejde. Pentru că nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu să se transforme în altceva. Să devină altceva, un motiv de îngrijorare, un motiv de frică, un motiv care să te facă să te blochezi, să nu mai lucrezi ceea ce trebuie să lucrezi. Dacă Manoah ar fi primit în casa lui și soția lui n-ar fi spus nimic și n-ar fi adus cuvântul lui Dumnezeu așa cum a fost rostit de el, ce spuneți? Mai exista acea perioadă în care ei să aibă grijă de toate lucrurile pe care le-a spus Dumnezeu să nu le facă? Apoi, un alt lucru care l-am văzut deosebit. Cât de mult te interesează pe tine viața familiei tale? Ai o casă pe care Dumnezeu ți-a dat-o, un cămin pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și căminul acela are un tată, are o mamă și are un număr de copii. Cât de mult te interesează? Pentru că am văzut aici așa de frumos. Manoah a fost foarte interesat de ceea ce i-a vorbit Dumnezeu și a fost interesat de căminul lui. Și a spus, știi ceva? Prima dată a venit mesagerul lui Dumnezeu și a vorbit cu soția. Și mi-a spus soția anumite lucruri. Dar aș vrea să mai vin o dată. Și aș vrea să stau de vorbă cu el și aș vrea să-l întreb și să văd exact ceea ce Dumnezeu a vorbit cu privire la casa noastră, la familia noastră. Dumnezeu nu se supără că trebuie să vină să repete un lucru. Atunci când pe mine mă interesează casa mea, mă interesează familia mea. N-a venit Dumnezeu și n-a venit mesagerul, îngerul Domnului și să-l certe pe Manoah și să spună, știi ceva, ești un necredincios. Știi ceva, n-a fost suficient că am venit și am vorbit soției tale? Pentru ce mai vii și mă pui să repet același lucru și să mai spun încă o dată? De câte ori am stat noi înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, ne-ai vorbit. Doamne, a venit într-o zi soția și a spus un lucru. Doamne, a venit într-o zi poate mama, a venit într-o zi tata. Doamne, într-o zi poate ai trimis pe altcineva în casa noastră. Doamne, într-o zi poate ai trimis pe îngerul tău și ne-a vorbit. Dar mai spune-ne odată. Pentru că mă interesează casa mea, mă interesează familia mea. Mă interesează, Doamne, în casa mea, în familia mea, să se ducă la îndeplinire planul pe care Tu l-ai. Manoah a făcut Domnul următoarea rugăciune, Doamne, te rog, să mai vină o dată la noi, omul lui Dumnezeu. Și a venit Dumnezeu încă o dată și i-a spus aceleași lucruri. Pentru că Dumnezeu nu se supără când îl întrebăm de două ori dacă există motivația corectă. Dacă motivația pe care noi avem înaintea Lui este sfințirea casei noastre, apropierea noastră ca și familie de Dumnezeu, Dumnezeu nu se supără pentru că îi cer să vină și să mai spun o dată. Cât de mult ne interesează pe noi casele noastre, familiile noastre?
Cuvântul lui Dumnezeu rămâne el acolo unde trebuie să fie? Dar cuvântul lui Dumnezeu, așa cum el l-a rostit, interpretarea Scripturii, dacă nu este făcută în Duhul, în Spiritul care a fost scrisă, ea te duce la erezie. Ea te duce la un fals. Ea te poate duce să-ți debusoleze viața, ținta, să nu mai atingi. Sunt așa de multe învățăturile care sunt în vremea noastră. Nu că în altă perioadă n-au fost. Dar acum ele îmbracă tot felul de alte forme, mai frumoase, mai atrăgătoare, mai sclipitoare. Oare pentru casele noastre, pentru familiile noastre, tot ceea ce este pe piață este potrivit? Tot ceea ce este pe piață aduce viață, aduce zidire, aduce realizarea cadrului, atmosferei ca Dumnezeu să poată să-și ducă la îndeplinire planul pe care îl are? Pentru cât timp ne interesează ce trebuie făcut? Manoah putea să spună și eu fac parte dintr-o seminție foarte importantă din Israel. Dacă vă veți uita și veți studia, veți vedea că asta nu e o seminție așa mică. Asta e o seminție mare. Asta dacă e mare, înseamnă că are mulți oameni acolo capabili. Neamul din care mă trag eu nu e așa orice fel de neam. Nu știu eu. N-am eu destulă înțelepciune, n-am eu destulă experiență, n-am eu destulă școală. Ascultați ce smerenie are omul ăsta. Să mai vină odată omul lui Dumnezeu pe care l-a trimis să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Versetul 12. Ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? De câte ori în discuțiile pe care noi le avem, când vine vorba despre familiile noastre, despre casele noastre, venim și ne aducem responsabilitățile noastre pe care ne-a trasat Dumnezeu. Ne-a vorbit Dumnezeu că copiii noștri trebuie să fie niște oameni care să-i slujească Domnului. Și hai să spun ceva, pentru aceasta, uite ce fac eu ca și tată, uite ce fac eu ca și mamă. Uite ce hotărâre am luat noi ca și familie. Uite ce hotărâre am luat noi ca și comunitate. Pentru că Dumnezeu ne-a vorbit. Ce trebuie să păzim noi pentru copiii noștri? Sau nu trebuie nimic? În tot ceea ce vorbește Scriptura despre această familie și lucrurile care le aduce, dacă ar fi să le concluzionez într-un singur cuvânt, ar fi partea aceasta de sfințire. Știi ceva zice? Tu trebuie să fii sfântă. Să nu bei, să nu mănânci nimic necurat. În casa noastră, în familia noastră, trebuie să se vadă semnul că, nu știu, noi ca și părinți, copiii noștri sunt închinați Domnului. Care-i semnul acela? Care-i semnul că în casa ta, familia ta este închinată Domnului? Știți care era semnul aici? Spune așa, briciul nu va trece peste capul lui pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Care-i semnul? În casa mea, în casa mea, odrazele pe care Dumnezeu mi le-a dat ca și binecuvântare sunt închinate Domnului. Că trebuie să fie un semn. Un semn pe care să-l vadă toți. Dacă vorbirea ta, vorbirea mea ca și familie este ca tuturor celor din vremea în care noi trăim, dacă purtarea ta a casei tale, dacă îmbrăcămintea ta a casei tale, a casei mele, dacă faptele casei tale și a casei mele sunt ca și toate celelalte case, spuneți-mi, care e semnul că noi suntem închinați Domnului? Dacă ei vorbesc într-un fel și noi vorbim în același fel, dacă ei se închină într-un fel și noi ne închinăm în același fel, care-i semnul că noi suntem închinați lui Dumnezeu? Când dreptul lui Samson semnul era foarte clar. Când mama și tata se uita, când poate vecinii se uitau la el, auzi, de ce i-ați spus așa? De ce ați procedat așa cu el?
un secret pe care l-au ținut tot timpul, un secret pe care părinții nu l-au descoperit nimănui niciodată. L-a descoperit însă Samson în dreptul lui Dalila. Și când semnul acesta s-a dus, când vorbirea noastră, când gândirea noastră, când purtarea noastră, când îmbrăcămintea noastră, când ținuta noastră spirituală este aceeași cu a tuturor celor din jur, ascultați-mă, este semnul, sau dacă vreți, este semnalul de alarmă că prezența lui Dumnezeu s-a dus, s-a dus semnul închinării noastre din înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta, o promisiune deosebită din partea lui Dumnezeu. Mă gândeam, cei doi, cel puțin până s-a născut Samson, se vede că au făcut lucrul acesta. Dar oare trebuiau să se oprească aici sau să continue? Istoria lui Samson vine și aduce ceva și este foarte interesant, indiferent de modul în care se poartă Samson sau de care se poartă familia lui Samson, Dumnezeu continuă să-și ducă planul la îndeplinire. Dar oare a fost voia lui Dumnezeu sau unele lucruri au fost îngăduite? Ascultați ce frumos vorbește în versetul 2 din capitolul 14. Când s-a suit, citim și versetul 1. Samson s-a suit la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi acum de nevastă. Tatăl său și mama s-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Și Samson a zis tatăl său: ia-o, căci îmi place. Ce s-a întâmplat în educația lui Samson? De a ajuns să învingă plăcerea în fața principiilor. Scriptura vorbește mai departe și spune: tatăl său și mama nu știa că lucrul acesta venea de la Domnul. Ce anume venea de la Domnul? Prilejul pe care Samson căuta să-l aibă, de a se încurca, de a căuta război cu filisteenii. Dar oare ceea ce au învățat părinții pe Samson a fost corect înaintea lui Dumnezeu? Vă spun lucrul acesta pentru că adesea întâlnesc astfel de situații și el sau ea, ca și persoană, cochetează cu lucruri care n-ar trebui să cocheteze. Și când îl întreb, dar de ce faci așa? Și zici, care e argumentul pe care l-aduce adesea? O, zice, o să am eu grijă, zice, să vedeți că se pocăiește. O să am eu grijă, zice, să vedeți numai cum lucrurile se întâmplă. Și poate peste 99% din procente face lucru și ajunge în partea el sau ea, în partea cealaltă. Și îl întreb, cum stai cu promisiunea că faci? Că dacă puterea sta la mine, credeți că în ce privește copilașii mei, aș lăsa vreunul să rămână aici pe pământ sau să fie în pericol de a rămâne aici pe pământ? Credeți că v-aș lăsa pe vreunul dintre noi să plecați de aici, fără să fiți sigur că nu sunteți trecuți acolo în ceruri la Domnul și că orice s-ar întâmpla mergeți în rai? Credeți că aș lăsa vreunul din Cluj și să nu mă asigur că e mântuit sau din lumea aceasta sau din țara aceasta? Pentru cât timp suntem dispuși noi să ne educăm copiii, să ne creștem, să punem în mintea lor? Pentru că se întâmplă ceva, este al treilea lucru pe care îl amintesc și apoi închei. Chiar dacă Îngerul Domnului nu se va mai arăta, frate frumos vorbește cuvântul Dumnezeu, versetul 21, Îngerul Domnului nu s-a mai arătat lui Manoah și neveste lui. Spuneți-mi, a mai rămas Dumnezeu la cârmă și a mai lucrat sau faptul că nu s-a mai arătat s-a retras? Ultimele două versete încheie așa. Femeia a născut un fiu și a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște. Ascultați-mă, am înțeles din Scriptură, chiar dacă Dumnezeu își păstrează partea Lui și va face ceea ce face, ce a promis că va face, aceasta nu mă scutește pe mine de responsabilitățile pe care le am. Putea să existe o altă metodă prin care Samson
să provoace filistenii fără ca să trebuiască să se încurce în ceea ce privește căsătoria cu ei? Pentru că ceea ce el a făcut și modul în care s-a încurcat într-o zi i-a dus pieirea, i-a dus moartea. Dumnezeu oricum va lucra. Dar este una să lucreze și tu să rămâi ca și părinte și să vezi lucrul acesta ca și binecuvântare și să te bucuri de modul în care. Când Samson a murit, spune Scriptura că s-au coborât acolo prietenii lui, părinții lui și l-au ridicat. Ce credeți? Au mulțumit Domnului de modul în care el a fost folosit sau a fost o zi de jale, de plâns? Mulțumit Domnului că a murit mai mulți filisteni la moartea lui decât în toată viața lui? Sau a fost un moment de plâns? Că Samson și-a încheiat lucrarea la care Dumnezeu l-a chemat, fără ochi, cerând Domnului, în loc să se facă dreptate, în loc să cerând Domnului răzbunare și să moară împreună cu ei, Dumnezeu oricum lucrează. Dumnezeu oricum își face planul și își duce planul în deplinire. Dar aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de copilașii noștri, de noi ca și părinți în primul rând. Cuvântul lui Dumnezeu să rămână acolo unde trebuie să rămână. În fiecare zi să căutăm mai mult, să ne învețe Domnul ce să facem cu copiii noștri. Și apoi să rămânem în credința stare, în promisiunea Domnului, că El tot ce a promis va împlini.